Ta-na-na-na-na-na-na. Nu știu dacă se aude sau nu se aude muzica de la vecinul. Astăzi facem un video foarte special, un video la cerere, pot să vă zic așa, pentru că mi s-a cerut video ăsta de mai multe persoane în secțiunea de comentarii, atât aici, cât și pe canalul secundar. Probabil majoritatea ați văzut ceea ce urmează pe canalul secundar, dar sunt urmăritorii vechi care mă urmăresc de ani de zile, sau poate unii care nu m-au mai urmărit de câțiva ani, că am văzut și oameni de genul ăsta, mi-au zis că, mamă, nu te-am mai văzut de 2 ani, de 3 ani, nu am mai văzut un video de la tine, pentru că YouTube, în primul rând, nu mai trimite notificările, absolut deloc. Așa că vă rog foarte mult să activați din nou, sau dezactivați și activați iar notificările, dați un like, că mă ajută foarte mult, pentru că astăzi o să vă arăt pe cineva căreia o să-i explodeze burta în maxim 2 zile, zic eu, în maxim 2 zile, la propriu o să îi bubuie burta, dacă nu o să fete, adică o să fete și o să ziceți că i-a explodat burta, da? Deci, astăzi vă arăt un video cu animăluțe, pentru că știți că v-am obișnuit de-a lungul anilor să vă prezint animăluțele noastre și noi avem foarte multe animăluțe, acum sunt mai puține față de înainte, uneori, de fapt nu cred că sunt puține, că toți sunt foarte multe, dar mai puțin decât înainte, să zicem, față de cum aveam poate anul trecut sau primăvară sau nu știu. Dar, dacă mă urmăriți pe canalul secundar, știți că anul trecut, prin toamnă, cred că am prezentat și aici, nu mai țin minte, mi-am cumpărat un porcșor de găină, mai exact, o femelă albă. De la o femelă albă, care, surprize, surprize, nu știam că este gestantă, gravidă, că are burtă, că e borțoasă, că o să fete, că o să explodeze. În momentul ăla, nu știam lucrul acesta. M-am trezit după o lună și ceva cu pui. Cu pui. Pur și simplu am văzut că și lui aia îi exploda burta și mi-am dat seama, nu cred așa ceva. Am cumpărat-o gestantă, fără să-mi dau seama. Nu voiam să înmulțesc în niciun caz porci de Guinea. Ceea ce o să vă prezint în acest videoclip. Iar astăzi o să vă spun povestea fetei acelei femele care, adică o să vă zic care, stai încet mami, încet, încet, tot, încet, 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 o să îi expl... opa, încet, încet, te țin, n-are nimic dacă o ține așa, uite, uite, o să explodeze burta la grasa asta, deci este o minge, deci uitați-vă la mingea asta, deci este cât o minge, e foarte grasă, deci e foarte grasă, frumoasa mea, grasă, asta, uite, ia uitați-o, ia uitați-o, e cât o minge, o să îi explodeze burta, la propriu. Asta este una dintre femelele, unul din puii pe care i-a depus atunci, adică undeva prin decembrie, cred că, în decembrie când eu eram plecat în Germania. Și mă sună Sabina, hai să-ți arăt, de fapt mă sună, mi-a trimis direct poze, surpriză pe WhatsApp, cu pui, cu pui. Pentru cei care nu știu, porci de Guinea, fată, pui vii. Băi vii, cu ochi, cu păr, cu tot, era zis cu pene. Și cu pene, poate. Și surpriză, surpriză, ce să vedem noi. Era gravidă, a vătat 3 pui. Acei 3 pui sunt următorii. Această femeluță colorată, acest mascul care este fratele ei și încă o femelă pe care am dat-o acum vreo câteva luni, am dat-o cadou la o vecină și o are și în momentul de față. Ei bine, acum vreo 3 luni de zile, eu le-am spus, i-am spus Sabinei, vezi că sunt frate și soră, adică ea a zis că sunt fete amândouă, ele le-au controlat, m-am uitat și eu și eu am zis, mă, nu e băiat și fată, erau mai mici atunci, ce e drept, și nu se cunoștea foarte bine, dar eu mi-am zis părerea direct, e femelă și mascul, o să facă pui probabil la un moment dat, dar nu ne așteptam atât de repede. Ele au zis că nu, că-s fete, că-s fete, nu, ți se pare ție, bine, ok, asta e. Mai târziu am aflat că am avut dreptate, a făcut un pui, ăsta, care e între frate și soră, e un fel de ceea ce nu trebuie să se întâmple absolut niciodată, dar la animale se mai întâmplă treaba asta când stau la comun, la iepuri, la câini, la pisici, la absolut orice animal se poate întâmpla, găini, cocoși, în general. Numai la oameni niciodată nu trebuie să se întâmple așa ceva, nu este
legal, nu este din punct de vedere etic, nu, de niciun punct de vedere nu se face așa ceva. E bine, nu e bine nici genetic, în primul rând, genetic să încrucezi frații, dar nu se întâmplă nimic, na, că sunt niște animăluțe. Ăsta, mă uit în continuare, nu-mi dau seama bine, seamănă și a femelă și a mascul, dar eu zic că are o uțe și cred că e mascul. În fine, ideea este că o să fie dat, că e femelă sau că e mascul, urmează să-l dau. Deci dacă vrea cineva un porc ușor de Guinea, ăsta e un galben frumos, cu o dungă albă pe spate și cu puțin negru, foarte frumos, blânzi, nu mușcă absolut deloc. Vă dau cuvântul, porci de Guinea nu mușcă, pot să bag gura la bot. Poate mai e un caz la 100 mai agresiv, dar ei sunt niște animăluțe foarte blânde. Așa că fac video ăsta pentru că nu vrem să mai mulțim, adică n-am vrut, dar eu le-am spus, mai sunt frate și sor, acum că s-a întâmplat, n-am apucat să-i dăm, nici nu vrem să-i aruncăm, nici în niciun caz. Ăștia vrem să-i dăm, masculul vrem să-l dăm și puiul ăsta, că e mascul sau femelă, și ăsta este tot de dat. Mă gândesc cum și în ce fel o să-i dau, clar la cineva de aproape de mine, dacă este interesat de un porcușor sau amândoi porcușorii. Femeia o să facă pui clar și probabil o să dăm și pui la un moment dat, pentru că nu vrem să ținem decât unul singur, maxim doi sau poate chiar și trei cum sunt acum, dar să fie toate fete, să nu mai facă pui, pentru că nu vrem să îi mulțim, nu stăm să facem afacere cu așa ceva, în niciun caz. A fost o, nu știu, o întâmplare nefericită, dar totuși fericită, amuzant, așa să spunem. Dacă vă întrebați unde este mama puilor, este la un prieten, am împrumutat-o pentru a-i face și lui o serie de pui, pentru că femela pe care am luat-o era albă, albă complet, cu o pată neagră aici, i-a apărut între timp, și cu un păr foarte, foarte lung, de asta mi-a și plăcut și de asta am și cumpărat-o. I-am dat-o și lui împrumut pentru că el avea un mascul singur și a zis că bă, vreau să fac 2-3 pui, să-i am pentru mine, să am mai mulți porcușori acolo să-i țină. El îi ține într-un spațiu mai mare, liber, într-o magazie. Pe jos se plimbă, au spațiu foarte mult. Noi ținem aici momentan pentru că n-era o cușcă de unul. Acum o să-i mutăm de aici, cu tot cu pui și cu toții, o să-i mutăm în spate, într-un spațiu, că e oricum vară frumos. Au tot ce le trebuie, asta dacă vă întrebați este pentru caca și pipi și fac doar aici. Deci în rest nu prea fac, deci e foarte curat cu talaj. Au spațiu, au recipient de mâncare, recipient de apă, una alta, căsuța asta pe care le-am dat eu acum afară jos. De aici, asta trebuie să fie în partea cealaltă. Și le dăm morcov, e foarte ușor de îngrijit, ca să știți. Adică mănâncă niște lucernă, așa un pumn de lucernă, legume, fructe, mere, să zicem, banană, poți să-i mai dai, nu citrice, nu e recomandat să dai citrice, dar morcov, măr, varză, conopidă, legume, vegetale de astea, mănâncă absolut orice și funze dacă îi dai. Plus că îi dăm și mâncare specială pentru porcușorul de Guinea, pentru hamsterele alea cu... În fine, de la Vesele Laga, care e o firmă foarte, foarte bună. Mi-am luat porcușorul pentru plăcerea mea personală atunci, pentru copii clar, pentru că îmi plac, că sunt foarte simpatici, foarte cuminți, iar copiii nu au nicio treabă, pentru că nu zgârie, nu mușcă. Au niște gheruțe, dacă îl țin într-o poziție greșită, cum e un copil, îl poate zgâria și îl poate răni ușor, să zicem. Dar ghearele lor sunt mici, aproape inexistente, ca să zic așa. Și asta îmi place foarte mult, nu l-aș da pe galbenul ăsta, sunt foarte micuțe gheruțele lor, astea. Da, îmi place foarte mult, deci sunt foarte blânzi, vedeți, îl pun pe iarbă, nu fuge. Și deja începe să-i crească părul mai lung, ca mămica. Numai că mămica avea un păr foarte lung. Sichița e. De aceea le zice păr de Guinea. Acum, nu știu dacă să-l dăm sau nu, pentru că nouă ne place și ăsta galben. De asta i-am zis că ținem doi, să aibă cum să se joace. Mămica este împrumut, mămica o să urmeze să vină la noi într-o săptămână, două, pentru că a făcut deja puișori. Asta are uțele, are pui. Niște pui foarte frumoși, a dat așa vârtejați, cărleonțați așa, nu știu, foarte frumoși, doi pui au făcut acolo și o să vină înapoi cu acel mascul și v-am zis, o să păstrăm mamă, fică sau poate mai păstrez încă un, deci nu mă interesează, poate să fie și 5 porci, nu mănâncă mai mult la un moment dat dacă sunt mulți, dar fiind 2, 3, 4, 5 nu ne deranjează, niște animăluțe în plus, unde-s două, mai mănâncă două. Și o să le mut în spațiu acolo, frumos, am spațiile mari. Ba chiar am niște țarcuri pe care pot să le numesc țarcuri mobile, pe care pot să le pun pe gazul, să mai
toacă din gazon, toace din gazon, să mai ronțe din gazon așa din când în când. Dar nu vreau să-mi rase pete în gazon foarte urâte, dar noi le dăm tot ce au nevoie. Ideea este că dacă vreți un animal de companie, chiar vă recomand un porc de Guinea. E ușor de îngrijit, sunt rezistenți, nu miroase dacă le faci curățenie la timp, ca la orice fel de rozătoare, e clar. Dar dacă le pui tala și le pui o tăviță de asta specială, fac acolo pipip caca, ai curățat-o la 2-3 zile, când consider, când vezi că poate se simte un miros mai puternic și atât. Și sunt foarte simpatici. Și când te văd, chițăie, ca niște purcei, un chițăie mai amuzant, de asta se spune poș de Guinea, pentru că e chițăie și pentru că vor mâncare. Și dacă îi lași liberi, vor veni la tine ca niște pisici să le dai de mâncare, vin în picioarele tale. Adică, dacă chiar vreți un animăluț de companie, vă recomand un porșor de Guinea sau un hamster, mai ales dacă locuiți la bloc, să zic așa, deci persoanele care poate locuiesc la bloc și nu își pot permite un papagal. Nu vă recomand un papagal, am mai spus lucrul ăsta, mai ales un papagal mare, cum ar fi Mare Alexandru, talie medie și mare, la apartament. Pentru că va face la un moment dat o călăgie foarte mare și vă veți trezi cu vecinii că vă fac reclamații sau lucruri de genul acesta. Este frumos să ai un papagal, poate unul mic. Dar inclusiv, mai ai mă ce gălăgie face sau ce trece acum. Nu știu cu ce trece și face acum gălăgie. Da, așadar, videoclipul acesta este pentru acele persoane care se știu ele de vreau să mai multe comentarii. Sper să vedeți video și să fiți mulțumiți. V-am prezentat porcii de Guinea. Și poate o să vă prezint și seria de pui, dacă vreți să-mi scrieți în comentarii când o să fete zilele următoare. O să mai revin și aici pe canalul mare câte un videoclip cu animale. Apropo, mă tot întrebați dacă mai am animale. Da, adică nu doar ăștia. Avem toți câini, 4 la număr. Vreți să vedeți video cu câini? Am făcut acum un an, doi, un video în care v-am arătat complet câinii mei, v-am spus vârsta la fiecare câine, acum mai adăugați un an plus sau câte era atunci și am prezentat absolut tot. Avem găini, avem porumbei, multe altele, păuni, pui, și ce mai avem? Vedeți pe canalul secundar. Intrați pe canalul meu secundar. Canalul meu secundar, pentru cei care nu știu, se numește Viața la Țară, pentru că eu locuiesc la țară și așa mi-a venit atunci să pun denumirea în urmă cu câțiva ani. În principal postăm tot activități din viața noastră de zi cu zi, dar în mare parte cu animale. Atât ale mele, cât și de la foarte, foarte mulți crescători din țară și pe plan european, pe unde am reușit să mai ajung. Așadar, o să mai fac videouri. A, și pisici avem. A, și avem o nouă pisică pe care Sabina a salvat-o acum o lună și ceva. La noi e anul și pisica. Anul și pisica. Adică în fiecare an mai apare câte o pisică, dar și în fiecare an sau la 2 ani s-a mai întâmplat cam la 2 ani să mai moare câte una de bătrânețe sau, nu știu, poate cum s-a întâmplat cu Floricica atunci, care știți, sau alte evenimente neplăcute. Dar la noi trece un an, mai apare o pisică în familie. Da. Și pe toate ne ducem să le sterilizăm și așa mai departe. Dar am mai vorbit despre lucrurile astea. Vă mulțumesc de vizionare. Eu am fost Bogdan și aceștia sunt porcșorii mei de Guinea. Dacă vrea cineva unul sau doi, măi, eu am ceva aici sau e murdar pe cameră. Am vorbit așa tot timpul? Cer scuze atunci, nu cred. Dacă vrea cineva un porcșor de Guinea, scrieți pe Instagram. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook, aveți detalii de scris. Pa, pa!